cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mor. Bună dimineața, oameni buni! O nouă zi, o nouă emisiune, încă o cafea. De data asta va fi băută în trei, dar până să prezint invitații, vreau să fac câteva precizări. Prima dintre ele, ieri au avut loc două evenimente, într-un fel legate între ele, sau din păcate legate între ele. Cei de la Autonom, firma numărul 1 din județ, și-au inaugurat sediu frumos, special, așa, au făcut invitații pentru ora 10, lucrurile s-au prelungit probabil pentru că la ora 11 trebuia să vină ministrul mediului, domnul Fechet, și s-au încălecat evenimentele, dar e de bine până la urmă că așa vede și un ministru din Bacău, deloc din Bacău, că neamț încă mai există firme. Pe de altă parte, a avut loc și o conferință de presă la sediul Partidului Național Liberal, unde a venit domnul ministru, care conferința s-a soldat cu un rezultat de obicei neașteptat. Un ministru a spus că nu a fost informat și el n-a mai auzit despre așa ceva niciodată. L-am întrebat pe domnul ministru, este știre pe Mesagerul Cinei Curios, dacă a auzit vreodată în calitatea lui de ministru al mediului și de om implicat, că a mai fost și acum vreo 4 ani în Ministerul Mediului, parcă secretar de stat, dacă a auzit vreodată să închidă un depozit ecologic conform, e foarte important, conform, acreditat pentru lucrurile acestea, înainte de umplerea sa. Domnul ministru a spus extrem de, cum să spun eu, corect omul până la urmă. Domnule, deci eu n-am auzit așa, de așa ceva niciodată. Și de obicei invers, aia care au depozite pun mai mult și vor să pună la mai mult. O să vă rog să nu vorbim în timpul emisiunii. Deci, de obicei se pune mai mult. Și a promis că va vedea despre ce este vorba. Noi, Mesagerul de Neamț, l-a rugat doar să încerce să afle cine s-a făcut vinovat de această tâmpenie, prostie, inconștiență, care a dus la mărirea prețului la gunoi pentru oamenii din Piatra Neamț de 4 ori. Ceea ce, să recunoaștem, trebuie ne face fericiți, mai ales înainte de sărbătorile de iarnă. Acestea fiind zise, să ne întoarcem la tema emisiunii de astăzi. Lăsăm politica deoparte, nu de alta, dar începe parcă să devină din ce în ce mai murdară, apropo de tema dinainte. Invitate în emisiune două distinse doamne care ne vorbesc despre un eveniment deosebit, doamna Florentina Luca Moise, inspector școlar general, dar de data aceasta venită în emisiune, nu neapărat în această calitate. Bună dimineața! Bună dimineața! Și doamna Carmen Suciu, de la Asociația Născută Înger. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Doamnelor, ați avut un eveniment care a reușit să strângă 600 de oameni într-o sală, nu aplaudați, ca la conferințele acelea de pe vremuri, fără politicieni, din câte știu eu, dar poate mă înșel și mă contraziceți, m-aș bucura să fie și politicieni la un asemenea eveniment. Un eveniment care se dorește a fi unul, pe de o parte, artistic, în scop, pe de altă parte, în scop caritabil. Vă rog, cine începe, povestiți-ne și după aceea noi pe parcurs o să punem și câteva imagini de la acest eveniment în timp ce dumneavoastră o să vorbiți. Vă rog. Dacă îmi permiteți, voi începe eu. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați invitat în această emisiune pe care o urmăresc cu foarte mult drag. Despre evenimentul nostru, e un eveniment care a împlinit vise. Vise de îngeri, pentru îngeri. Și un eveniment care a fost un real succes.
Festivalul acesta este o tradiție a Asociației Născută Înger. Ediția a șaptea, da? Da, ediția a șaptea, festivalul e la Suciu. Și în primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei inspector general Florentina Luca Moise pentru succesul pe care l-am avut împreună la acest eveniment, unde noi, împreună cu dumneaei, cu voluntarii și cu toți oamenii care ne-au susținut și au fost prezenți alături de noi, am reușit să aducem către finalizare centru educațional de zi Ela Suciu, din cadrul Asociației Născută Înger. Aș vrea să încep tu. Eu am foarte multe emoții, pentru că încă impactul a rămas de aseară. A fost un eveniment deosebit de frumos. Deci, de când a început până s-a terminat, am fost mai cu lacrimi în ochi. Și acum, uneori, pentru că eu sunt o fire foarte emotivă, trăiesc la maxim fiecare clipă și mai ales sentimentele acestea care pe mine m-au făcut să aleg misiunea pe care o am. O să vorbim despre misiune. Acum suntem la emisiune continuată. Da, mulțumesc că mult, mă onorează să fiu alături de prietena mea Carmen Suciu astăzi în emisiunea dumneavoastră și să vorbim despre această împlinire, un vis împlinit a asociației. De fapt, sunt momente cheie care arată celorlalți caracterul uman, cine suntem noi. Caracterul nu se formează în astfel de momente, când desfășurăm sau ne implicăm în aceste evenimente, ci pur și simplu afișează caracterul oamenilor. Da, aseară mi-am afișat caracterul alături de peste 200 de voluntari și vă spun sincer că am rămas surprinsă, plăcut surprinsă, pentru că alături de mine și Carmen, în organizarea acestui eveniment, pot să spun eu, unic la nivelul județului Neamț, ca și anvergură, ca și mobilizare a oamenilor, am avut aproape 200 de voluntari alături de la tineri din județul Neamț până la persoane adulte. Vreau să vă spun că biletele la acest eveniment s-au vândut în 3 zile. Vreau să vă zic că în 2 zile s-a format programul evenimentului, scriindu-ne, ne-au scris foarte mulți artiști care au dorit să vină alături de noi și să fie parte din acest eveniment, parte din sufletul nostru. M-am alăturat acestei inițiative cu foarte mare drag, pentru că îmi place să călătoresc alături de oameni și în ultimele 2 săptămâni am ales să călătoresc alături de membrii Asociației Născută Înger, alături de Carmen. Și ne-a reușit acest lucru pentru că este un scop nobil și e firesc ca și inspector școlar general al județului Neamț să fie alături de un proiect care vizează elevi, care vizează tineri, care vizează tânăra noastră generație și viitoarea noastră generație, dar în special m-am alăturat ca și om. Pentru că acest eveniment, în centrul acestui eveniment a fost omul Florentina Luca Moise, nu inspectorul școlar general. Aș vrea să punctăm acest aspect. Și a fost o împlinire, pentru că am întâlnit de-a lungul timpului foarte mulți oameni și mi-a fost hărăzit și prin funcțiile deținute și prin experiența acumulată în timp și încă mai am de învățat, sunt conștientă de acest aspect, am întâlnit oameni care vorbesc atât de ușor despre anumite fapte pe care nu le-au făcut niciodată sau anumite situații pe care nu le-au experimentat niciodată și dau sfaturi și vorbesc atât de frumos despre aceste lucruri, dar fără să se implice și fără să experimenteze.
Pentru că uneori, când experimentăm, e posibil să greșești, să înveți din acele greșeli și așa se acumulează experiența. Ori eu, fiind implicată de-a lungul anilor, și dumneavoastră știți că nu este primul eveniment caritabil la care particip sau la care am pus umărul, pentru care am pus umărul, în care m-am implicat cu foarte mare responsabilitate și eu cred că din toate aceste experiențe, eu ca om în primul rând am de învățat și știu ce mai am de făcut și ce este de corectat. De asemenea, că vorbind despre partea umană, vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat acestui festival, care au fost prezenți în sală și da, ați spus bine, 600 de oameni au fost în sală prezenți, dar și chiar dacă n-au fost foarte mulți prezenți, au contribuit, din ce mi-a spus Carmen, la realizarea acestui festival. Și anunțăm în premieră la dumneavoastră că s-au strâns 10.000 de euro pentru proiectul, mulțumim, pentru proiectul asociației. Și să știți că am ales să fac acest lucru gândindu-mă foarte obiectiv la un aspect. Prima care a donat pentru acest scop nobil am fost eu. Și am zis așa, dacă eu practic nu am dat acei bani gândindu-mă că banii pe care îi dau asociației pentru împlinirea visului și a proiectului, de care o să vă povestească mai multe doamna Carmen, practic am dat timp din viața mea, pentru că eu merg la un job ca și Carmen, ca și dumneavoastră, ca și foarte mulți urmăritori. Acel job este plătit, încasez o sumă de bani. Practic, în momentul în care îmi desfășor activitatea, înseamnă minute, înseamnă ore din viața mea. Și eu am ales să dau ore din viața mea pentru un scop nobil. Și acum, Carmen, te las să vorbim despre misiune și scop. Să povestești. Revin cu o precizare totuși. Îmi cer scuze că te corectez un pic. În ce sens? Privind biletele. Biletele au fost sub formă de donație, nu la vânzare, pentru că după aia intrăm în altă problemă și nu e corect. Tu te-ai ocupat de această parte. Asociația, da, pentru că astea sunt probleme tehnice, dar trebuie știute de toată lumea. Au fost formă de invitații și s-au primit donații pe aceste bilete. Acum să vorbim despre misiune, nu? Misiune și scop. Misiune și scop. Eu am iubit foarte mult, nu sunt pietreancă, nu știu dacă știți lucrul ăsta. Avem un lucru în comun. Sau două lucruri. Nu sunteți pietreancă și iubiți Piatra Neamț. Iubesc foarte mult Piatra Neamț, să vă spun de ce. Când m-am îndrăgostit eu de Piatra Neamț, aveam 16 ani și fiind sportivă de performanță, am venit la un sport? Radiogoniometrie. Oho. Un sport destul de dur și puternic, probabil de asta sunt omul de astăzi, datorită acestui sport în mare parte. Și am venit la un concurs național aici, Cupa României. Am și câștigat-o atunci și am iubit atât de mult Piatra Neamț, încât am zis, eu aici mă voi căsători, aici mă voi muta. La 16 ani, acum foarte mulți ani. Acum, la 16 ani, dacă ați zis că vă veți căsători la Piatra, probabil că aveați și un imbol la vârsta aia. Nu, niciun imbol. Nici măcar n-aveam un prieten la vârsta aia, dar așa am văzut eu. Am zis, aici sunt cei mai frumoși oameni, cei mai buni. Și de atunci iubesc foarte mult Piatra Neamț, cu toate că de-a lungul timpului țin să vă spun că am fost de multe ori dezamăgită. Al treilea lucru în comun. Da, deci dacă așa, dar în schimb inițial asociația asta am vrut să o fac la Iași. În schimb un om mi-a spus așa, când am început demersurile către asociație, mi-a zis așa, dacă într-adevăr tu ai un scop nobil cu această asociație, eu în mod legal, tot ce ține de mine legal, îți voi deschide ușile. Și îi mulțumesc și astăzi acestui om care a fost cândva
primarul municipiului Piatra Neamț. Și vreau să vă zic că... Puteți să-i dați și numele, că nu-i nicio rușine. Domnul Chitic. Fără niciun fel de rușine. Adică, atunci când cineva face un lucru bun, lucrul ăsta trebuie spus. Eu am făcut o emisiune despre toleranță și intoleranță în societatea asta în care trăim. Dom'le, domnul Chitic a făcut un lucru bun. Că a făcut și lucruri care nu erau bune administrative, e altă poveste. Nu știu, deci eu... dumneavoastră, dacă pentru dumneavoastră și pentru comunitatea a făcut un lucru bun, asta nu trebuie ascuns. Doamne, iartă-mă, trebuie spus. Absolut. Știți, niciodată nu am vrut să... Eu iubesc oamenii, v-am zis, și am foarte mulți oameni pe care iubesc din diverse partide. Pentru noi, ca și voluntari, pentru mine, ca și asociație, nu are importanță culoarea politică, partidul, pentru că iubesc oamenii. De exemplu, la doamna Flori sau Florentina Luca Moise, pentru că pentru mine este Flori, de fapt. Eu am avut un impact când am văzut-o prima dată, pentru că seamănă foarte mult cu sora mea. Și vă dați seama că a fost o problemă de suflet puternică și nici măcar nu știam cine este atunci. Și va rămâne în sufletul meu cât voi fi și eu. Despre emisiunea mea, am ales să fac asta. Bine, eu am născut într-o familie de voluntari, pentru că părinții mei sunt cadre didactice, foste, acum sunt pensionari. Și pe noi ne-a familiarizat cu voluntariatul de mici, pentru că noi am crescut acasă cu casa de copii. Mai ales că mama mea, fiind lucrând într-o casă de copii, chiar a crescut într-o casă de copii, la fel și tata, și vă dați seama impactul asupra comunității. Este în sân, în ADN. Exact. Lucrul da, și atunci chiar sora mea făcea o listă în fiecare zi cu câțiva copii din casa de copii care veneau zilnic la noi la masă, spunea să luăm masa împreună. Și misiunea mi-am ales-o pentru că, din păcate, am cunoscut o perioadă foarte neagră în lumea asta, atunci când mi-a plecat primul înger la cer și neacceptarea, furia, m-a făcut să cunosc întunericul desăvârșit al lumii. Deci nici nu vă puteți imagina. Al doilea înger, care este sora mea, a fost alături de mine și a coborât în întuneric după mine, m-a luat de acolo și în momentul când am ajuns la lumină, a plecat și ea și am rămas singură. Și atunci am spus, deci misiunea mea este să duc lumina tuturor mai departe, să aprind lumina neputinței acolo, să aprind lumina speranței acolo unde neputința a stins-o. Frumos spus. De atunci am înființat asociația, v-am zis că am ales Piatra Neamț pentru că domnul Chitic mi-a zis că dacă într-adevăr voi respecta legea și va fi scopul acesta nobil pe care eu îl spun, îmi va deschide ușile și așa a și făcut. Și de atunci sunt în Neamț, Iași, Bârlad, adică județul Vaslui, București. Activăm în mai multe orașe, județe din țară, pentru că suntem așa o mare familie de voluntari. Ne-am unit toți, adică cred că Dumnezeu ne-a unit cu iubirea Lui și cu dăruirea. Și într-o zi o doamnă a venit la noi, doamna Buleu, Daniela se numește, și a spus: vreau să vă dăruiesc o casă în care să vă împliniți un vis. Pentru că eu întotdeauna spuneam, îmi doream să fac un centru de incluziune socială, ca la carte, cum am învățat eu la facultate, pentru tinerii care ies din sistem la 18 ani. Ăsta a fost visul meu și este în continuare visul meu. Pentru că această categorie de tineri este cea mai vulnerabilă, ei sunt scoși din sistem. Sunt scoși și nu sunt pregătiți pentru viață, să știți. Așa este. Chiar așa deloc. Și ăsta e visul meu. Chiar cu sora mea îmi doream foarte mult acest centru să-l deschidem și să-l avem. Îmi mai spuneți odată cine a donat casa? Doamna Daniela Buleu. Buleu. Da. E un nume pe care vreau să-l ținem minte. Chiar eu vă dați seama că noi îl ținem minte. Și o fotografie a fost prezentă. A fost și dumneai ei. O să vedem când le mai pune Bogdan. Da, și
Atunci doamna mi-a donat această casă care este pe Dimitre Leonida 94 cu 1000 de metri pătrați teren aferent, în care noi am zis aici vom construi centru. N-am găsit finanțare pe proiecte pentru că situația proiectelor europene nerambursabilă încă este incertă la noi și nu am vrut să mă complic pentru că am văzut mai multe emisiuni și m-a durut chestia asta. Dar de povesti despre noi ar fi foarte, foarte mult și nu vreau să intru astăzi. Avem un singur subiect, cred, Festivalul Caritabile la Suciu și Centrul Educațional. Asta vreau să vă spun. Aș vrea să vorbim despre centru, exact. Despre festival normal, dar și despre centru. Centrul acesta, eu când am hotărât să-l facem, am spus așa, trebuie să plecăm de undeva. Și Centrul Educațional de zi este un centru în care vor veni copiii. Avem foarte mulți copii pe care noi creștem de când s-au născut. Sunt familii monoparentale, familii care noi am reușit de-a lungul timpului să-i susținem și să-i ajutăm, să îi responsabilizăm pentru societate, că mulți dintre ei nici măcar nu erau responsabili sau nici măcar nu știau ce caută pe pământ. Și atunci, noi sprijinindu-i, încercându-i să-i facem să înțeleagă ce înseamnă o familie, cum trebuie să te comporți într-o familie și ce trebuie să faci pentru copiii tăi, am reușit să-i angajăm pe unii, să conștientizeze că au nevoie de muncă, să-și ducă copiii la școală, să foarte multe. De-a lungul timpului, în aceste demersuri ale mele, privind cel puțin și școala chiar și multe lucruri, a fost și doamna Florentina în foarte multe activități și proiecte care nici măcar nu au fost puse nicăieri, care m-a ajutat cu mulți copii de acest gen, din aceste categorii defavorizate. Noi acum venim în sprijinul acestor copii și după școală îi vor aduce părinții la noi. Aici ce facem? Vor face temele cu profesori voluntari, cu învățători voluntari, cu oameni care vor fi alături de noi pe timpul cât va exista acest centru. Eu îmi doresc să existe toată viața mea și mai mult. Așa. Și în primul rând vom responsabiliza și generația tânără. Copiii aceștia care chiar alături de doamna Moise au venit voluntari. 200 de copii, așa, și îmi doresc foarte mult să vină în sprijinul nostru. Ei mi-au promis că vor veni pentru că vrem să le arătăm și lor. Îi responsabilizăm un pic cu voluntariatul pentru că vor învăța ce înseamnă empatia. Vor învăța ce înseamnă și alți copii că nu au, că sunt din alte familii, că mai există o lume, de fapt. Că nu știu dacă, adică știți sigur că noi trăim în două lumi paralele, în două Românii, așa. Eu aș spune în trei, dar nu numesc pe a treia. Eu aș interveni puțin aici, Carmen, să precizez un lucru. Este incredibil natura umană, cum evoluăm ca și oameni, pentru că ai spus de acești tineri voluntari care s-au alăturat voluntarilor asociației, 200 de tineri, și cum putem schimba generații. Vedeți, dumneavoastră, că inevitabil leg ceea ce spun acum de experiența mea atât la catedră cât și în funcțiile de conducere, pentru că am condus Casa Corpului Didactic timp de 8 ani de zile. Am străbătut județul, apoi inspector școlar general al județului. Și este că incredibil practic ceea ce facem la catedră, ceea ce reușim noi dascălii să le transmitem în sala de curs, să aibă o continuitate. Și asociații de calitate, de calibru, care organizează evenimente importante pentru soarta unor comunități, să poată să ofere această deschidere tinerilor. Este și o modalitate de a petrece timpul, a înțelege problemele clare, reale din județ, da, din societate. Și dacă poți să faci un bine, îl faci până la capăt. Îmi place și mi-a plăcut dintotdeauna o inițiativă, are un scop clar.
dar să aibă și o finalitate, pentru că ne-am săturat de lucruri începute și lăsate la jumătatea drumului. Și încă din momentul în care Carmen m-a sunat și mi-a spus, mi-a donat cineva o casă, te rog să mă ajuți să construim acest centru. Am spus da din prima și s-au alăturat atâția oameni, că nu sunt eu singura care face acest lucru, sunt și alți oameni. În emisiunea asta pot fi date nume, deci noi nu facem emisiunea asta într-un scop comercial, este foarte clar. Sunt oameni care... Este o emisiune pe care o facem pentru ca misiunea doamnei Carmen să-și atingă scopul. Desigur, e foarte important cum calci pe acest pământ, ceea ce lași în urmă și nu pot decât să o felicit pe Carmen. Și eu pot să fiu mulțumită eu cu mine și sunt ferm convinsă că toți cei care au participat, 600 de oameni, domnul Bălănescu, 600 de oameni care au dat din timpul dumnealor, artiști, am avut artiști din Republica Moldova care a străbătut atâta drum, tocmai pentru că a văzut inițiativa... Pro bono, bănuiesc. Bineînțeles, da, toată asta lumea... E bine dispus lucrul ăsta. Și le mulțumim. Odată am văzut talentul și dorința și inimioarele care băteau în același timp cu cei care au organizat, până la un talent remarcabil pe scena de la Cinema Mon Amour aseară, dar și fotografiile o arată. Nu. Se vede, toată lumea era bucuroasă. În spatele era... acestei inițiative, vă spun sincer, sunt foarte mulți oameni de afaceri care au contribuit, care au venit alături și că, revenind la subiect, am fost la fața locului, am văzut donația primită de asociație. Bineînțeles că nu poți face lucruri mărețe de astăzi pe mâine. Este un proiect care a început de către asociație, din momentul în care a fost donată acea casă, a prins aripi cu mulți oameni de afaceri, mulți oameni implicați și la un moment dat m-am alăturat de această inițiativă pentru că mi-a cerut-o Carmen. Și voi merge până la sfârșit și pentru cei care nu au încredere sau care s-au îndoit de acest aspect, că să știți că au fost și ușoare răutăți pentru acest subiect. Da, vă promit eu astăzi că împreună cu Carmen, Florentina Luca Moise va tăia pamblica acelui centru și o să vă invităm cu foarte mare drag. Și revenind la tinerii noștri, pentru că era vorba despre tânăra generație și am văzut că și Carmen aseară avea lacrimi în ochi când vedea că emoția. În primul rând îi învățăm să se comporte și că să știe fiecare ce are de făcut, vorbind de responsabilitate, în cadrul unui asemenea eveniment, în afara unității de învățământ, în momentul în care ei sunt liberi, în momentul în care ei nu mai sunt cu dirigintele, cu directorul unității de învățământ, cu părintele și vor ști și sunt pregătiți și pregătim ușor, ușor pentru viață. Gândiți-vă că acei tineri vor fi viitori polițiști, viitori medici, viitori avocați. Este o mândrie pentru asociație să-i aibă, începând din această săptămână, voluntarii asociației. Sunt ferm convinsă că se vor întoarce, nu numai în cadrul asociației Născută Înger, și în cadrul altor asociații și am văzut-o aseară pentru că ne-a fost alături și doamna Monica Sofron și chiar am vorbit despre următorul proiect în care mă voi implica. Dacă mai țineți minte, băiețelul Ianis, pentru care am strâns o sumă de bani acum câțiva ani, necesită încă o intervenție în străinătate și am zis da, în ianuarie mă voi ocupa de acest subiect. Și clar, în jurul meu, când aveam discuția cu doamna Monica Sofron, erau acești tineri care inevitabil și fără să vrea, poate uneori, fără să se vrea, ajung la urechile lor anumite informații și ușor, ușor îi atragem spre activități bune pentru societate. Pentru că un proverb chinezesc spune, când vezi un om bun, gândește-te să-l limiți. Când vezi un om rău, cercetează-ți inima. Vorbeați de răutăți. Vreau să fac și o precizare. În general,
În general, sunt, nu, hai să nu spun în general, sunt foarte multe asociații, puiesc asociațiile, mă exprim acum un pic mai urât, făcute de cele mai multe ori într-un scop pur mercantil. Adică eu am o firmă, fac o asociație, acolo virez cota legală, se învârt lucrurile așa, sau în alte scopuri, nu discut acum, că dacă mă uit pe listele de finanțări nerambursabile din ultimii 10 ani, găsesc foarte multe finanțări făcute pe criterii care nu aveau nicio legătură cu scopul finanțărilor. De aceea, o asociație, precum Născută Înger, asociația doamnei Sofron, Monica, schimbă percepția despre activitatea aceasta în zona voluntariatului, a ONG-urilor. Adică schimbă percepția în bine. De asta o asemenea inițiativă merită promovată, discutată și spus, domne, n-am strâns 10.000 de euro să facem un bairam, cum s-a făcut odată la Bicaz un bairam pe un proiect. Nu înțelegeam eu ce are loc bairamul de la Bicaz cu, pe vremuri, acum vreo câțiva ani, cu proiectul ăla, care era un proiect foarte drăguț, care nu s-a finalizat niciodată, că banii s-au cheltuit. Deci n-am strâns 10.000 de euro să facem un bairam. Am strâns 10.000 de euro pentru că am primit o donație, avem o casă, vrem să facem acolo ceva. Ăsta este lucru cel mai important, după părerea mea. De acum încolo, iarăși, o să termin, o să vă las să continuați. Eu aș mai vrea să precizez un aspect, pentru că până o să vă mai povestească Carmen, vreau să prezint și o statistică, pentru că m-am pregătit înainte de emisiunea dumneavoastră și mi-am scos datele exacte și vă pot spune că în anii școlari 2020-2021, 2022-2023, la nivelul județului Neamț au înregistrat un număr total de 855 de cazuri de abandon școlar, din care 448 sunt înregistrate în cazul fetelor. Un total de 538 de cazuri au fost semnalate în zona Piatra Neamț, din care 538 din Piatra, da, zona Piatra? Da, da, da. Din care în acești ani școlari, în ultimii 3 ani, din care 324 fete, 239 de cazuri în zona Roman, dintre care 85 de fete și 78 de cazuri în zona Târgu Neamț, dintre care 39 de fete. O să vă las și defalcat situația abandonului școlar atât pe ani cât și pe gen și pe zone așezate pe circumscripții. Ne putem face o imagine. Pe circumscripții, desigur. Și bineînțeles că aici intervine lipsa veniturilor, familiile dezorganizate, lipsa că poate că uneori și intervenția ameliorativă asupra acestor aspecte în momentul în care se semnalează. Încă mai lucrăm la mentalitatea colectivă, încă încercăm să ajungem în sânul familiei sau să atragem familiile către unitățile de învățământ și bineînțeles să, așa cum am solicitat și am spus-o foarte clar, parteneriatul școală, privat, ONG-uri, fundații, asociații să fie unele serioase. Și voi pleda atât cât voi fi inspector școlar general și voi verifica fiecare proiect prin și cu ajutorul inspectorilor școlari, pentru că, v-am spus, nu pot să fac de una singură. Vorbim de 75.000 de oameni la nivelul județului Neamț, conectați și că interacționează atât angajați, cât și elevi, cât și dascăli din județul Neamț. Și o fac cu oameni pentru oameni. Este o muncă decisiv, uneori ne prinde miezul nopții.
în momentul în care vin proiecte peste proiecte și noi le încurajăm și le susținem, dar în școală ajung cele bune, cele serioase, care într-adevăr pot să aibă impact asupra elevilor, asupra familiilor. Și că în colaborare cu alte instituții ale statului să putem să dăm copiilor exact ceea ce trebuie. Pentru că aceste statistici prezentate de mine sunt reale și că duc spre abandonul școlar, duc spre situații de criză. Poate uneori nu suntem pregătiți pentru a gestiona aceste situații de criză sau poate legea ne duce până la un anumit punct. Și eu cred că e bine să reprezintă o bază de date pentru căutarea soluțiilor. Bineînțeles. Asta iar una dintre soluții este și parteneriatul cu ONG-urile, cu fundațiile, cu asociațiile. Nu trebuie uitat și putem să vorbim de implicarea noastră atât ca profesioniști în anumite unități de stat, cât și personal, pentru că astăzi am venit să vorbesc în calitate de persoană, da? Și pot să vă spun că sunt și o să vin într-o emisiune că la dumneavoastră, dacă o să-mi îngăduiți, și să vorbim și despre excelență și cum putem sprijini excelența și ce facem cu acești copii, acești tineri care sunt pregătiți și vor să meargă mai departe sau poate că uneori renunță din cauza unor deficiențe materiale, venituri minime, pentru că nu cunosc oamenii de business, nu cunosc anumite persoane, situații și trebuie să vorbim atât despre copiii care au talent artistic, sportiv, cât și cei care aduc premii, medalii sau care aleg un drum spre excelență, pentru că pot să facă acest lucru, dar familiile pot sprijini până la un anumit punct acest aspect. Este un specific pentru fiecare. Gândiți-vă că acești tineri își petrec timpul atâta timp cât sunt elevi și merg în centrul de excelență. Dar ca tânăr, cam se oprește. Haideți să ne întoarcem un pic la proiectul dumneavoastră. În ce stadiu vă aflați acum? Aproape spre finalizare, pentru că când am început proiectul, am început în septembrie, efectiv fără niciun leu. Doar un nebun ca mine poate face lucrul acesta. Așa mi-au zis și voluntarii. Într-un alt proiect a unei mame fără rămasă văduvă la 22 de ani, am cunoscut o firmă și, neștiind prea multe firme de construcții în Neamț, am sunat pe respectivul domn și mi-a spus: vă trimite-o pe o altă firmă pentru că eu sunt prins într-o lucrare. Și a venit domnul respectiv, am spus ce vreau, cum vreau, ce îmi doresc și a zis: facem contractul, cam în 3 luni finalizăm lucrarea, dar vă trebuie materiale, vă trebuie aia. Atunci am început să deschid ochii. Până atunci totul l-am făcut în mintea mea, proiectul foarte simplu, foarte ușor, imediat deci, terminăm. Venim, punem alea, facem aia, nu știu ce. Numai deșeurile, vreau să vă spun că ar fi trebuit să plătesc, cred că, în jur de 30.000 de lei, pentru că am avut niște deșeuri privind azbestul și știți că da, este o chestiune specială. Dar cum Dumnezeu le așează pe toate, am avut iarăși un mare noroc cu o firmă din Piatra Neamț, care știa ce facem și ni l-a luat gratis, ne-au ajutat. Adică foarte mulți oameni au venit în ajutorul acestui proiect, fiecare cu ce a putut. Pentru că valoarea proiectului este destul de mare, nu este doar 10.000 de euro. E clar că... este mai mare și aici au intervenit firme din Neamț, au intervenit oameni care vă spun... Nu ne-au luat bani pe deșeuri, nu ne-au luat bani pe nu știu ce. Au venit cu materiale, deci avem materiale plătite de un om care ne susține de foarte mult timp asociația și a venit cu foarte multe materiale, aproape, cred că sunt în jur de 70.000 de lei, materiale 80, poate, pentru că și interioarele și fațada și beton și tot, o grămadă.
Plus un alt domn care a venit la fel, ne-a făcut izolația în mod gratuit, doar cu materialele noastre și forța dumnealui de muncă, iarăși un lucru extraordinar. Deci mulți oameni s-au implicat. Acum noi suntem spre finalizare. Banii aceștia care noi am strâns la festival aseară, aș putea să spun, cred că sunt mai bine de 10.000 de euro, poate vin 11.000, 12.000, așa. Pentru că, deși eu pot să fac și să dau și o sumă exactă, poate mâine, poimâine, dar eu consider că sunt mai mult de 10.000, 12.000, 13.000 poate. Și atunci banii aceștia vor veni, pentru că noi deja mai avem niște datorii restante la facturile cu care v-am zis, la firma de construcții, mai sunt termopanele, PVC-ul. Și aici, iarăși, am primit un discount, deci domnul a spus, plătiți numai materiale, manoperă și montaj, toate is de la noi. Iarăși un lucru care ne-a susținut foarte mult. Foarte mult. Foarte mult, da. Și mai avem o datorie către această firmă cu PVC-ul, mai avem către constructor, deci cam în jur de 35.000 de lei, cred, datorii, pe care noi le vom achita chiar azi, mâine, din acești bani, plus că de acum am intrat la interioare. Deci suntem în faza de interior. Că în acest centru noi vrem să facem și o cantină socială. Nu știu dacă știți că noi iubim foarte mult oamenii străzii și îi ajutăm, îi sprijinim în fiecare, mai ales pe timp de iarnă. Vrem să facem și o cantină socială în care să sprijinim această categorie de oameni, să oferim și copiilor noștri din centru ceva bunătăți de la noi și cam asta ar fi. Centrul acesta, în primul rând... Eu insist. Da. Intrați la interioare. Aveți nevoie, probabil, de mobilier, de alte lucruri. Da, mobilierul... Eu de ce vreau să aud, pentru că s-ar putea să deci iasă ceva benefic de aici. Acum, chiar de astăzi, probabil să începe de făcut parchet, gresie, tot ce înseamnă interior, da? Deci, până aici suntem ajunși. După aia va veni mobilierul, vor veni dotările cu calculatoare, cu ce nevoi vom avea. Și atunci, nu știm, probabil ne vor mai trebui bani. Pentru bucătărie vă trebuie... Pentru bucătărie, deja, în mare parte, noi am utilat-o, să știți. Ok. Deci, noi tot ce... Sunt oameni care, v-am zis, noaptea ne sună, deci vă dăm asta, vă putem oferi asta. Pentru că oamenii au prins încredere foarte mare în noi, să știți. La început ne-au criticat, pentru că știți ce am făcut prima dată? Am făcut un proiect și eu, la primărie, și am solicitat niște bani pentru 1 iunie, că ne duceam la casa de copii, v-am zis că acolo e sufletul meu rămas, și bine, ne-au dat bani tocmai în septembrie, nu conta, dar... Și m-au criticat toți. O altă căpușă a venit. Așa. Pentru că așa era percepția. Corect. Și de atunci am spus, nu mai au niciun ban de nicăieri. Nu mai vreau. Niciun ban. Deci totul facem noi pentru noi. Mi-aduc aminte, am scris eu despre finanțări la primărie și era un concurs. Nici nu mai spun din ce domeniu. Deja concurs. Organizat pe finanțare, mă rog, și la decont, deci concursul teoretic s-a ținut la Piatra Neamț. Da. Și la decont s-au pus niște lucruri cumpărate în Constanța. Am avut încăpățânarea să urmăresc, să văd ce era trecut pe bonurile alea și cum era. Persoanele care au luat bani s-au dus în concediu în Constanța, au cumpărat niște lucruri, că și-au pus poze pe Facebook. Bun. Au cumpărat niște lucruri și, pe urmă, le-au trecut și la decontul competiției. Nu mai discut. Adică, de asta, probabil și dumneavoastră ați intrat în vizor, pentru că așa se făceau lucruri. Bine, eu am dat dreptate, să știți, și vă dau, și dau marea majoritate a oamenilor, le dau dreptate, pentru că, într-adevăr, noi încă mai avem de spălat imaginea ONG-urilor în România. Spun. Foarte mult. Aici este o mare problemă. Deci, pentru că de aceea eu mă bucur când un ONG face lucruri care rămân. Lucruri care, cum să vă spun eu, sunt
lasă urme benefice. Nu, comunității, da, și comunități. Exact. Păi asta ne dorim, asta e social. Eu sunt un om foarte simplu, domnul Bălănescu, un om extraordinar de simplu care, deci pentru mine, știți, viața atâta e, pentru că am văzut-o de atâta timp și v-am zis, am ars, m-am transformat în cenușă și am realizat că nimic material nu reprezintă pentru mine. Deci aș fi dat toți banii din lumea asta să fie altcumva. Dar tragediile din viața mea m-au marcat atât de mult încât pentru mine v-am zis, ce contează este cu ceea ce voi pleca când voi pleca de aici. Voi pleca cu tot ceea ce am făcut pentru cel de lângă mine. Pentru că știți, nouă oamenilor, în mare parte, că vedeți că e un haos aproape planetar acum, din păcate, ne lipsește foarte mult smerenia. Și din cauza orgolilor acestea, pe care le avem marea majoritate prostești, deci ajungem să ne urâm efectiv și când te uiți în spate pentru ce l-am urât pe omul ăla, când nu mi-a făcut nimic sau nu are pur și simplu nimic. Deci eu am trecut prin fazele astea, încă trec, așa, am incomodat în multe cazuri, pentru că mai am și o meteahnă, spun lucrurilor pe nume, știți? Care nu prea e ok în societatea noastră, se spune. Încă nu mai. Și atunci, cum să zic, chiar eu mă ceartă uneori soțul meu și îmi spune că tu nu poți să păstrezi un secret, nu poți să taci. Păi să tac cum? De ce? Trebuie să vorbim, adică cineva trebuie să vorbească. Chiar vorbisem cu Flori, mi-aș dori foarte mult noi, Moldova, să dăm un exemplu extraordinar de frumos privind un alt proiect măreț pe care vrem să-l facem, fără bani de data asta. Deci un alt proiect ar fi voluntariatul în școli. Știți că există ora aceea de diriginție. Pe lângă ora aceea de diriginție să mai există o oră de voluntariat. Astăzi e ziua voluntariului de pretutindeni, să știți, 5 decembrie și le zic tuturor la mulți ani. Mi-aș dori foarte mult să implementăm acest proiect în școală, pentru că știți cât de mult schimbă voluntariatul? Cât de mult schimbă dăruirea, empatia? Toate problemele acestea ale societății vin lipsa de implicare, exact, în primul rând, vă spun eu. Pentru că știți, eu am avut un profesor care mi-a spus odată așa, știți cum sunteți voi românii? Un profesor neamț. Mi-a zis, voi românii sunteți așa, capra vecinului, nu te duci și le întrebi, cum să fac vecine să am și eu o capră de asta așa de drăguță și să pot trăi din beneficiile acesteia? Voi românii sunteți, să moară capra lui ăsta, nu mă interesează. E, cam aici suntem. Și dacă pot să iau și iedul. Da. Da. Și atunci, dar noi totuși românii suntem buni, să știți. Serios, da, vă spun. În fiecare există o bunătate. Păi nu vedeți câte am realizat. Uitați numai aseară câți bani s-au strâns, câți oameni frumoși au venit în ajutorul nostru. Câți copii frumoși au venit în ajutorul nostru. M-am uitat în poze. Mă bucur că a fost o manifestare reușită și eu am și rețeta acestei manifestări reușite. N-am văzut persoane cunoscute din comunicate de presă dintr-o anumită zonă. Deci ceea ce pe mine mă bucură, ați realizat lucruri frumoase fără bruiaje. Am realizat lucruri frumoase pentru oameni și continuăm să fim puterea exemplului în județul Neamț, fără să fim criticate. Cine ridică piatra, cred că ar fi bine să o lase jos, pentru că sunt atâția oameni care au nevoie de noi. Știți ce îmi doresc eu? Să văd că dumneavoastră construiți acel centru și... Păi deja aproape construit. Nu, să-l văd funcțional. Da. Să funcționeze cantina socială și cei care vin la cantina socială să vină după o anumită perioadă de timp să spună, doamna Carmen, putem să ajutăm și noi cu ceva aici? Apropo de oamenii străzi. Acesta este simțul civic. Știți? Și implicarea. Știți că noi am schimbat foarte mulți dintre oamenii străzii. Nu știu dacă e un subiect asupra căruia aș vrea să revenim. Chiar oricând v-aș putea povesti de câte destine noi la nivelul asociației am schimbat în bine. Eu sunt oripilat.
aici în zona în care suntem noi, sunt niște personaje pe care le înjură bine. Lumea. Îi înjură da. Lumea. Este unul săracul, doarme în fiecare zi pe ciment. E și alcoolic, clar, că asta știți... e. Sun, deja m-am săturat eu. Să sunați, da. De acum ai trimit poze cu el primarului. De fiecare dată când îl văd, îi fac poze, îi trimit primarul. Și primarul trimite pe cineva care să vadă ce ești. La a doua zi înapoi. E o problemă asta. Îmi permis să vă întrerup o secundă. Știți care sunt problemele acestor oameni? Pentru că noi nu am umblat la cauză. Absolut. Noi suntem aici, doar asta vreau... vedem efectul. Exact. În... De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce? Ăsta? Pentru că acești oameni, eu între acești oameni am găsit profesori, oameni... Da, eu știu oameni un om care a fost un om deosebit, știe lucruri exact, pe care nu le știe... cu 5-6 limbi vorbite la perfecție. Da. Ei, omul acela nu a avut mâna aia întinsă, cum o dăm noi potrivit, da. La foarte mulți. Este și o deficiență, cred că în management și e o deficiență undeva, un declic, pentru că foarte mulți, și să știți că cred că nu o să fiu foarte criticată pentru ceea ce spun. Bă. Și am văzut chiar și șefi care spun, du-te, fă aia, mergi, în loc să spună, mergem împreună, facem, vedem, cercetăm, luăm decizii împreună. În momentul în care ne cocoțăm pe funcții, începem și cu să dăm ordine. Dacă nu mergi la braț într-o echipă, n-ai să poți. De unul singur nu poți să faci lucruri mărețe. Și măreția depinde de la persoană la persoană. Pentru că e posibil ca un lucru sau o faptă pentru mine să fie măreție, pentru cel de lângă mine că să fie aproape nimic. De aceea, noi trebuie să fim exemplu pentru tinerii noștri și că să încercăm să-i canalizăm pe drumul drept. Vreau să vă spun că în momentul când un om știe că are un sprijin, se schimbă. Dacă știi cât de mult am realizat noi cu acești oameni, în momentul când am fost o perioadă în adăpost, care mergeam zi de zi și lucram cot la cot cu DAS-ul, deci am schimbat foarte multe destine de acolo. Pentru că și implicarea unei instituții de asistență socială, mă refer aici, are o limită potrivit legii. Deci legea da. E lege, nu-i tocmeală. Asta e clar pentru toată lumea. Mai ales în domeniul ăsta, sunt niște reglementări. Exact. Și de acolo, din legea nu-i tocmeală, plecăm noi ONG-urile care într-adevăr muncim pentru societate. Dar v-am zis, asta e o altă discuție, când doriți, suntem... Cu mare drag. Pentru că, v-am zis, îmi doresc acest proiect pe care noi îl anunțăm iarăși în premieră astăzi, să reușim să introducem voluntariatul în școli. Un proiect de suflet la fel, cum este centrul educațional acesta care... Uitați, oamenii l-au ridicat și oamenii îl ridică pentru oameni, pentru că nimic nu e a meu și nimic nu va fi a meu. Da, dar aici lucrurile sunt foarte clare, adică nu ai ce să discuți. Vom dori ca acești tineri să fie un pic mai responsabili. Pentru că, din păcate, știți, o doamnă mi-a spus odată, băi, tu ești din generația aia, îmi cer scuze că o să vorbesc cu un pic urât, ești din generația aia de tâmpiți și nesimțiți ai țării și am zis vă mulțumesc pentru că m-ați făcut mai tânără, nu sunt, îmi pare rău că nu sunt, dar mi-aș fi dorit să fiu din această generație, în schimb eu sunt produsul finit al dumneavoastră, deci dumneavoastră m-ați educat pe mine, de asta deci mi-aș dori ca să nu mai vedem doar efectele, să vedem cauzele și una dintre cauze sunt aceste generații care vin și care nu mai au empatie. Iar de la cauză la efect, ca să preiau ceea ce a spus Carmen, e o călătorie. Depinde de fiecare cum alege să facă această călătorie. Pentru că de la cauză la efect e drum lung.
Din păcate, călătoria noastră de astăzi s-a încheiat aici. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și ne vom mai întâlni. Mulțumim și lui Bogdan pentru asistența tehnică. Ne oprim aici, vă dorim cele bune. Luați exemplu, ajutați dacă puteți, pentru că aici se pare că este un proiect extrem de serios. Numai bine!